credincioși, iată ne-a ajuns la 295-a zi al proiectului Împreună și Dumnezeu, care este acela în fiecare zi, a avut un cuvânt special prin fiecare slujitor care a slujit direct Domnului în acest proiect. Astăzi ne vom opri la patru pasaje din Sfânta Scriptură care se află scrise în Ieremia în capitolul 39, capitolul 40 și capitolul 41. Apoi un alt pasaj din 2 Timotei, din capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 18, Psalmul 90 și Psalmul 91 și Proverbe, capitolul 26, primele două versete sunt în calendarul de citire al proiectului Împreună. Eu voi face referire câteva gânduri din Psalmul 90 și Psalmul 91. Privind spre Psalmul 90, vedem cum omul lui Dumnezeu Moise pune în antiteză veșnicia lui Dumnezeu și vremelnicia vieții umane, în care Moise se roagă la un Dumnezeu milos să dea oamenilor săi succes în munca lui și bucurie în munca lor și bucurie în necazurile lor. Primele șase versete din Psalmul 90 ne vorbesc despre diferența enormă dintre Dumnezeu care este etern și despre omul care este din țărână și care este mărginit. Psalmistul aici recunoaște cu smerenie că Dumnezeu este locul etern de adăpost al sfinților. Și spune așa versetul 1 și versetul 2: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Apoi următoarele versete, în continuare, descriu despre viața omului care este efemeră și trece repede, și versetul 10 ne spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere, că își trece iute și noi zburăm. Și pentru că viața este atât de scurtă, descrisă de Moise și chiar în realitate, și este trăită sub mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, Moise face o rugăciune lui Dumnezeu și îi cere o inimă înțeleaptă. Și în versetul 12 spune așa: Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Apoi, raportându-ne la psalmul acesta în continuare, în partea finală, psalmistul îi cere lui Dumnezeu să le permită să se bucure poporul lui Dumnezeu tot atât cât a lăsat și nenorocirea în popor din cauza păcatului. Și versetul 14 și 15 sună așa de frumos: Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile cât te ne-ai smerit, tot atâția ani cât ți-am văzut nenorocirea. Înțelegem din mesajul acesta că atunci când Dumnezeu mustră omul din cauza păcatului, omul se simte fragil și trecător. Când omul este binecuvântat și are parte de bunăvoința lui Dumnezeu, el se simte valoros și părtaș la lucrarea eternului Creator. Cam atâta despre Psalmul 90. Apoi Psalmul 91, din nou un psalm foarte frumos, în care ne dă Dumnezeu siguranța pe care o avem toți oamenii care se încred în El. Psalmistul, încurajându-se singur aici, a dezvoltat tema protecției lui Dumnezeu în timpul primejdiei. Și el prezintă modul în care Dumnezeu îl eliberează pe credincios din diverse atacuri înfricoșătoare. Și așa de frumos, versetul 3 spune: Dar El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. Apoi vorbește versetul 4, unde este ocrotirea omului în situații de criză. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Și încheie psalmistul în ultimele trei versete, 14 și 16, despre biruințe și binecuvântări pe care orice sfânt al lui Dumnezeu beneficiază despre ele, în ele, dacă se încrede în Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile cât te ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul lui. Amin.